Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toate lucrurile merg nasol în țara asta, știți despre ce este vorba, mai avem nevoie și de știri pozitive. Am găsit eu una, sunt și intrigat de ea, de aceea am documentat-o serios. Deci România este în top mondial producție de prune. V-ați fi așteptat la așa ceva? Top da. mondial. Nu cred că te-ai fi așteptat tu la așa ceva. Da, bă, da. Dar tu pe ce te bazai? Nu te supărași? De ce nu ne-ai spus până acum? Eu practic ai ținut secret. Stai așa un pic. Da, eu nu. De ce n-ai venit niciodată, Luca, să zici, băi, când noi vorbeam că lucrurile sunt nasoale, să zici, băi, da, bă, rog, da, frumos, la prune suntem primii. Zi, de ce te-ai fi așteptat tu la asta? Eu că noi, practic, avem țuică. Toate națiunile, mă, frate, au o tărie. Ce păi au o tărie, dar nu dă prună. Nu dă prună? Adică, eu nu, practic, consider acum că ai zis, nu m-am gândit la asta activ. Dar acum că ai adus vorba, am realizat că, practic, pruna... Acum, s-a făcut de clicu. Produs tradițional românesc. Da. Undeva în subconștient, știi? Lucra informația. Unde ai mai văzut o prune? Găruși cu prune. Unde? Țuică de prune. Gem de prune. Deci, fiți atenți. Magiun de prune care e tradițional. Cum a început? Eu mă aștept să vină și vaccinul de prune acum. Da. Corect. Și am rezolvat problema. Eu am auzit că mulți se vaccinează deja cu prune preventiv de ani de zile. Zilnic. Da, eu știam zilnic de mai multe ori pe zi. Deci, circulă o captură de ecran de pe un clasament al producătorilor mondial de prune. Cine e pe locul 2, atâta vreau să știu. Stai, cu următorul text, care zice așa: tot se concentrează asupra performanțelor negative ale României, dar nimeni nu vorbește despre locul 4 mondial la producția de prune. Și dă-i captura. Pe primul loc, chinezii, evident, cu 5 milioane nu știu ce de tone. Pe locul 2, Serbia, cu 662.000. Pe locul 3, Statele Unite ale Americii, avem și acolo emigrație. Și pe locul 4, România. Asta vă spun, m-a intrigat teribil. Adică, cum Dumnezeului, noi suntem pe locul 4 mondial la producția de prune? Da, în sensul că de ce nu suntem primii sau ce? Asta zic. Băi, da, m-am apucat să cercetez serios. Ia să vedem. Statistica asta despre care v-am vorbit și care circulă pe net și impresionează lumea este din 2009. Deci e veche. Așa că m-am documentat. Ultima statistică oficială mondială a organizației FAO este din 2019. Unde, nu o să vă vină să credeți, suntem pe locul 2 mondial. După China. Adică, mă rog, chinezii nu există. Cum nu stăm să... cu ei? Cum stăm cu ei? Cum stăm, da, suntem aproape. Chinezii sunt mult în față. Da, ei au 6,9 milioane de tone. Da. Noi avem 692.000 de tone. Deci, de 10 ori mai puțin. Dar ei nu joacă în ligă. Na, nu poți să joci cu chinezii. Dacă dai chinezii la o parte... Și e ca la audiențe, când dai la o parte Radio România Actualități, că e de stat. Și nu te compari cu Radio România Actualități, practic între radiourile private, Europa FM, matinală de la Europa FM, pe primul loc în orașe, cum e, da, nu știu ce. Nu pui și Radio România Actualități, deși în cazul ăsta i-am bătut și pe colegii de la Radio România Actualități. Bună dimineața, cu toată simpatia și tot respectul. Și o să bată și România China la prune. Aia e instituție mare de tot. Totuși, noi aici suntem, cât suntem? 30-40 de oameni, acolo sunt 3-4 mii, adică da, na. Asta la noi se fac și multe prune la negru. Asta, exact la asta mă gândesc. Că oamenilor, mă, deci le teamă să spună că le cere tot satul de țuică de alea, mă, și deci România cu o producție de 692.000 de tone, dacă dai deoparte chinezii, care, na, nu poți să te bați cu ei, mă, e pe primul loc în lume, țara noastră. Da. Asta explică și foarte multe. După părerea mea. Pe locul 2, sârbii, 558.000 sunt de aproape tone anual. După care Chile, cine ar fi crezut că chilienii sunt fierți pe prune? Da, da, da. Și Chile ar fi crezut. Da, Chile ar fi crezut, corect. Și pe locul 5, Iran. Iran? Da. Dar ce-l face cu prunele? Nu știu. Eu nu cred că beau alcool, dulceață. Nu? Eu cred că beau alcool foarte zdravă. Și da, pentru că e greu cu vinul, că vinul e cultură de asta extensivă, e complicat, cu volume mari, cu budane, cu nu știu ce, atunci are iranianul Mahfuz doi pruni în curtea din spate și una la și un butoi. Și Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.